Numai puțin de 14 ani a durat ca județul Hunedoara să demareze lucrările pentru construirea unui deponeu ecologic. Prezenți în emisiunea Tu ai cuvântul, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hunedoara au afirmat că în actualele gropi de gunoi se va mai putea depozita până anul viitor, când prima celulă a deponeului trebuie să fie gata. A fost o perioadă lungă, o durată lungă de parcurs pentru realizarea acestui deponeu, cu multe probleme în derularea lui. S-a început efectiv în anii 2000-2004, s-a continuat și iar că suntem în 2014, când în sfârșit am ajuns la aproape de final, final însemnând faptul că noi putem să începem din această perioadă, din 1 martie, să zicem, vom putea să începem lucrul la acest deponeu. Acest deponeu înseamnă nu numai deponeu de la Bârcea Mare, ci și stații de transfer, stații de tratare, închiderea celor 9 gropi ecologice care nu sunt conforme. De asemenea, în această perioadă au fost realizate licitații pentru ca gropile de gunoi neconforme să fie închise. Săptămâna viitoare se va semna contractul de finanțare între Consiliul Județean și Ministerul Mediului și în aproximativ 2 luni va începe construcția efectivă a deponeului. În județ vor exista mai multe centre de sortare a deșeurilor. În cadrul acestui deponeu va fi o stație de tratare mecanobiologică, o stație de sortare și, ca să nu creăm și confuzii, și o stație de epurare pentru apele pluviale și apele meteorice care vor fi evidente acolo. Sigur că la nivelul județului nu numai această stație va fi. Ele există, de exemplu, în Brad. Există o stație funcțională de sortare, în Vulcan mai există o stație de sortare, în Hațeg o stație de transfer, iar prin proiect în Petroșani se va face o stație de mare capacitate. În ceea ce privește tarifele, acestea vor fi diferite în mediul urban față de cel rural. De asemenea, cei din Valea Jiului este posibil să plătească mai mult decât cei din restul județului. Capacitatea totală a deponeului este de 4.700.000 de metri cubi și este prevăzut pentru depozitarea deșeurilor pentru următorii 30 de ani. De asemenea, vor fi create în jur de 100 de locuri de muncă.